Salutare, dragi prieteni! Ne aflăm în toiul sărbătorilor de iarnă. Astăzi vom face o emisiune interesantă de gătit. Ce se va găti astăzi? Cine este invitatul nostru? Aflați numai dacă ne urmăriți, dar înainte de toate nu uitați să dați un like acestui video ca să ne susțineți activitatea. Să vă abonați pentru că nu știți ce pierdeți și vor urma materiale și mai faine pe care musai trebuie să le vedeți. Și de ce nu să dați un share pentru că și alții pot învăța din acest video să gătească. Haideți să trecem la treabă! Ciao, eu sunt Aida și m-am gândit să pregătesc o prăjitură simplă de Crăciun cu doar 4 ingrediente, foarte simplu de făcut. Pregătirea aluatului în jur de 5 minute și timp de coacere jumătate de oră. Ca și ingrediente avem nevoie de 4 mere, o linguriță de scorțișoară, 90 de grame de zahăr brun și 150 de grame de făină și de asemenea de 90 de grame de unt. Merele se curăță de coajă. Ne apucăm de treabă și vă arăt. Bun. Hai să-l și tăiem dacă. Le tăiem cubulețe. Ok, după ce am curățat merele și le-am tăiat, le așezăm într-o tavă. În mod normal ar trebui o tavă destul de mică, 50x50. Noi avem o tavă dreptunghiulară, nu e problemă. Ok, și acum să trecem la blat. Bun, și punem făina cu zahărul și scorțișoara. Și adăugăm untul. Untul trebuie să fie la temperatura camerei ca să fie moale, să se poată amesteca bine și ușor. Ideea este să încorporăm toate ingredientele. Mai las un pic să se înmoaie un pic untul. De timp fac curățenie. Acum untul s-a încorporat foarte bine cu făina și cu zahărul și am să-l pun aluatul peste mere.
Încerc să întind aluatul peste mere, uniform, atât cât se poate. Am întins aluatul peste mere și acum prăjitura urmează să meargă la cuptor. Timp de jumătate de oră, așa cum am spus. Am să pornesc cuptorul. Și am să pun prăjitura. Ok. Prăjitura am băgat-o la cuptor, după cum ați văzut. Va sta timp de coacere jumătate de oră la foc mediu. Când va prinde o crustă, atunci va fi cam gata. Ne uităm după 15 minute să vedem cum arată. În timp ce prăjitura se coace, putem să stăm de povești un pic. Și anume, să zicem, niște bancuri. Cumpărături pentru cadouri de Moș Crăciun. Aveți pantofi din piele de șarpe? Sigur, doamnă. Dar ce mărime are șarpele dumneavoastră? Aș vrea să cumpăr un cadou pentru iubita mea, ca să-i dau de Crăciun. Puteți să-mi dați un sfat? Da, e frumoasă. Nu chiar. E tânără? Oarecum. E cultă? Nu tocmai. Atunci sfatul meu e să căutați pe altcineva. Da. Bulișor, ce cadou i-ai cumpărat bunicii ca să-i pui sub bradul de Crăciun? O minge de fotbal. O minge de fotbal? Păi bunica nu joacă fotbal. Nu joacă fotbal? Dar ea cum mi-a cumpărat mie cărți de citit? Ok. Draga mea, ce ai vrea să-ți aducă Moș Crăciun? Doar pe tine într-o limuzină. Nu ți se pare că vrei, că vrei cam mult? Bine, atunci numai limuzină. Da. Mămico, scrie-mi o scrisoare către Moș Crăciun. De ce nu-i scrii tu? Pentru că nu vreau să risc ca în loc de cadouri să-mi trimit o carte de gramatică. Nu-i așa, mămică, că mai este până să vină Moș Crăciun? Da, sigur, păi trebuie să vină de iarna, să ningă, abia pe urmă vine Moș Crăciun. Și atunci de ce trebuie să fiu cu minte de pe acum? Ce cadou ți-a dus Moș Crăciun, Mimi? Un storcător de fructe și legume. Și merge bine? Da, merge. Numai că după ce trec sărbătorile, va trebui să zugrăvim bucătăria. Ce zici, vecină? N-ai dori ca Moș Crăciun să-ți aducă o mașină automată de spălat? Nu. Sunt mulțumită cu soțul meu actual. De Crăciun, zise Bula, am fost invitat la familia Trulă. Două ceasuri întregi a trebuit să le cânt la pian. Foarte bine! Nici eu nu pot să-i sufăr. Nevastă mea și-ar dori de Crăciun ceva de pus la gât. Și? Ai să-i faci cadou un colier? Ea, și de unde atâta belșug? Lasă că un fular e mai sănătos. Fată, ce ți-a adus moșul? Nimic, că nu mai sunt cu el. Deci, Moș Crăciun în dulap. Soțul, ce caută Moș Crăciun în dulap? Îmi îndeplinește dorințele. De ce este Moș Crăciun mereu fericit? Motivul principal pentru care Moș Crăciun este mereu vesel este că știe unde stau toate fetele rele. Doi pureși de Crăciun. Tu ce vrei să-ți aducă moșul? Un câine numai al meu. Bun.
Moș Crăciun și transportul în comun. Mami, de ce întârzie Moș Crăciun atât de mult? O întreabă Bulișor pe maică, sunt seara de ajuns. Anul trecut mi-am amintesc că a ajuns mult mai repede. Da, așa este, puiule, răspuns eu, însă anul trecut a venit cu renul. Și anul ăsta cu ce vine? Cu trenul. Salut, vecină! Nu am mai văzut-o de mult pe soția ta. V-ați despărțit? Nu, a rămas să parcheze mașina. Acesta e ultimul banc, pentru că timpul s-a scurs. Prăjitura e imediat gata, deja începe să miroase extraordinar de bine aici, în bucătărie. Când termin bancul, deschidem să vedem cum stăm cu prăjitura. Bun. Iar te duci la cârciumă. Săptămâna viitoare trebuie să plătim întreținerea. Ce blând, dacă mă întorc până atunci. Ok, timpul s-a scurs, prăjitura e gata, cel puțin miroase extraordinar în casă. Acum o scoatem, o punem pe farfurii și să gustăm. A prins culoare. Ups. Ok. That's it. Aceasta e prăjitura noastră. E un parfum de mere coaptă în casă, îmbietor. Poftă bună! Aici se încheie emisiunea noastră de gătit. Sper că v-a plăcut rețeta cu prăjitura noastră. Să aveți o seară liniștită, rămâneți alături de noi, sărbători fericite, la revedere!